Parlamentarii de Timiș din PDL, Cornel Sămărtinean și Alin Popoviciu, sunt nemulțumiți de activitatea parlamentarilor USL. Asta pentru că niciun amendament din legea bugetului nu a fost semnat de cei care se află la putere. Alin Popoviciu a spus că mai mulți parlamentari PSD se dau prieten cu Ponta, însă nu reușesc să aducă bani în Timiș. Iar dacă ar fi să vorbim de prietenie, mai prieten este el cu primul ministru, deși este un parlamentar al opoziției. Aici mă refer la toți. Dacă nu te bați cu ei, nu ai nicio șansă. Sunt alții care se bat și sunt mai răi decât tine. Nu merge. Nu merge altfel. Dacă există, dacă și-au asumat un obiectiv, bate-te pentru el. Pentru că autostrada asta este necesară pentru toată România. Nu e un lucru pe care îl vrea doar Timișul. Centura Timișorii este un lucru extrem de necesar. E Serbia aici aproape. Astea sunt lucruri care nu sunt numai pentru noi bune. Astea sunt lucruri care privesc, de fapt, în bugetul național trebuie să se regăsească. Și eu cred că noi am făcut atâta cât am putut. Am finalizat 12,5 km, am finalizat Timișoara-Lugoj, am făcut niște lucruri, am dat drumul la licitațiile pe restul de autostradă cât s-a putut. Deci cred că s-au întâmplat lucruri pe vremea noastră. Atâta câte s-au întâmplat. Nu, îmi spuneți de bazinul de not? Păi bazinul de not este în faza de licitație, adus de Elena Udrea. De atunci nu se mai întâmplă nimic. Așa cum o fi Elena. Deci bazinul de not, puteți să întrebați și la universitate, la Universitatea de Vest, este în faza, bazinul de not olimpic vorbesc, este în faza de licitație de atunci. Și deputatul Cornel Sămărtinean, care este la primul mandat în Parlamentul României, critică dur guvernarea USL și spune că țara este condusă de 4 oameni. Domnul prim-ministru ne-a promis și ne-a asigurat că o să ne dea bani. Din păcate, nu regăsim în bugetul nici a Ministerului Dezvoltării, nici al altului minister poziție separată cu spitalul și extinderea spitalului de copii. Există aici o teorie pe care dânsii momentul de față încearcă să o dreagă, să spună, domnule, e undeva cumulat cu alte proiecte, în momentul în care se va finaliza un proiect de fezabilitate în mod explicit, banii vor veni. Eu sper în continuare și vreau să cred că se vor ține de cuvânt. Sunt pesimist totuși în acest domeniu. Din păcate, astăzi nu putem să constatăm decât că astăzi, la momentul aprobării bugetului, probabil săptămâna viitoare, bugetul va arăta la fel, în sensul că nu vor exista bani pentru extinderea spitalului din Timișoara, spitalului de copii din Timișoara. Primarul Timișoarei declară că există promisiuni de la guvern că vor veni bani pentru Timișoara. Sunt voci critice ale celor din opoziție și vreau să anticipez eu ceea ce am aflat că pregătesc pedeliștii pentru conferința de presă de mâine. Sunt voci critice ale lor vis-a-vis de faptul că în legea bugetului nu vor exista fișe de obiectiv pentru Timișoara. Da, aceasta este o realitate. Cornel Sămărtinean i-a luat locul lui Alain Rus în conducerea organizației PDL Timișoara.